Emi, iarăte chiar împreună cu mine să mergem să vorbim cu tine despre niște lucruri. Domnule, trăiesc ceva de o lună, aproape o lună, care mi-a recalculat toată viața. Tot. Știi? Înțelegi? Și ce o să zic? Tu știi pe prietena noastră de la biserică, pocăită Esti. No, n-am mai trăit așa ceva de atunci, știi? Uite-te cu ăla, frate. Așa. Nu? Așa. Deci, nu, și în primul rând, din punctul meu de vedere... Stop! Dacă știi ce este Netflix sau Wire... Bine, frate. Chiar și atunci când dor. Ce o să spun? Pentru mine Estera... Nu cred că trebuie să spun. A fost totdeauna o fată. Let you settle down, let you found a girl and da. Married now. Dar, pe de altă parte, nu, ca să fac o notă aici mentală, dacă după ce am terminat cu halimaua mea, poate că aș fi, știi, dar atunci deja era prea târziu. Dar vreau să spun altceva. Asta ca să vorbim despre Estera, nu? De altă parte, nu știu, în fine, nu puteam. Vreau să zic că am aici, am întâlnit pe cineva care este, cum să zic, de foarte greu, pentru că de ce este greu? Pentru că oamenii se cunosc online, e COVID, e molimă, variola mai multe, nu știu ce o să mai apară. Și este foarte greu, știi, să... Și apoi, vă spun sincer, mie îmi place să scriu sau din astea, dar dacă știam ce înseamnă, știi, succesul, nu știu ce făceam și am știut. Eu, efectiv, în 2006 deja scriam și în engleză și toate astea. Și ziceam mamei mele și tatăl meu, domnule, ce mama trăia, de până în 2011, că trebuie să-mi fac undeva în fundația casei un loc unde să bag manuscrisele, pentru că dacă mă vor citi, maherii ăștia o să devină obsedați, știi, ca de Solaris. Sau știu ce. Nu știu, călăuză, eu mai mult Harry. Bun, și atunci ce vreau să zic? Păi este cumva, cum să zic, este ca să revenim. Uite aici. Deci, eu niciodată nu am prietenii. Asta unul. Câteva excepții tragice. Dar acum nici nu mai pot să am. Și nu mă interesează asta, dar... Deci... Și ca să găsesc o învățătură, ceva ce să fac, toată pe la aflu, trebuie efectiv să stau și să mă rog, uite, să fac ce toate... Că la ora asta, 11.45, ori mamă. De 20 iulie 2011, 11 ani, adică 8 august, în 22. Nu, deci trebuie să mă rog să citesc pe scripturi, înțeleg cum acum. Nu e treaba. Asta este folclorul inspirat. Nu
la asta pică, pică cărțile, frate. Uite, nu, și altceva, trebuie să mă apuc chiar să citesc Biblie, filozofie, trebuie ca să-mi văd de viață, de viața mea, să am o ocupație, să împesc aici. Sunt singur cu tata, știi? Nu e rău asta. Nu, nu, trebuie să, de asta citesc, ca să am ocupație. Și vorbesc cu tine ca să-mi folosesc pe mâini. Asta nu este vocația culturală, asta este tot de istorie. No, mă rog, să regi la Ezechia, știi? Asta e regele. Regele Osia. Petrarul Ezra. Regele Ioas. Ăsta am fost tot copil. Iar Iosia am fost în Cluj. Și Ezechia am fost în Cluj. Că s-a putut.